căsătorită Maria Spiridon la 80 de ani. Lelea Mărie, care știți că ea a fost, să zic așa, simbolul avrigului în anumită perioadă, ea fiind cea mai cunoscută și talentată țesătoare din țara Oltului. Cine a fost la școală la Maria Spiridon? Deci să ne gândim la ea, pentru că am iubit-o, am respectat-o, am apreciat-o. Era o persoană excepțională, cu un talent ieșit din comun. Casa ei, nu mai știu acum cine stă în casa ei, a fost vândută. Ne pare rău că n-a ajuns casă muzeu, casă memorială. Noi avem fotografia ei în muzeu și o păstrăm. Asta e bine să știe, să mai știe abrigenii care mai trec prin Brașov să vină să vadă. Dar există și muzeul dumneavoastră în Abrii, care e foarte frumos. Un muzeu înzestrat, un muzeu cu multe piese valoroase și cu un spațiu bun pentru un muzeu de, să zic, de talia unui mic oraș, cum este Avrimul. Doamna Grancea știe că am apreciat atunci când l-am văzut. Și tot Lelea, revin la Lelea, mergând și făcând interviu cu ea, cum țese, am intrat și pe subiectul costumului. Și aceste piese care le vedeți aici sunt chiar din Avrimul, sunt de la Lelea Maria Spiridon. O găgeală a capului, înfășurătura aceasta într-o parte. Aici cu conciu, nu știu dacă îi se zice cu conciu. Conciu. E, aș vrea acum cineva din dumneavoastră care știe să facă conciu, să îl repetăm, dăm manechinul jos și îl mai facem o dată, să rămână exact așa, că aici nu este... Foloseau mai de mult înainte de primul război mondial, foloseau și două cârpe. Puneau o cârpă mică, așa cum sunt încovezite fetele, și cu asta mare își făceau cununa. Și cu cât era mai mare cununa, arăta poziția femeii în gospodăria ei. Nu neapărat averea, dar importanța statutul pe care... ei. Da, statutul din gospodăria ei. Din casă, da. Stați așa, că trebuie să facem... Deci este vorba, îi ziceți scârpă sau îi ziceți păsură, cum îi ziceți? E păstură, da? Sau nu poate să stea în genunchi. Ea nu poate să stea în genunchi. Ne privește. Da, sper să nimerez față. Mai pe frunte. Dar trebuie să-i țină. Așa, trebuie să-i țină. Se îndoaie? Da, poate fi și înnoită, că văd că asta e foarte mare și manechinul nu are păr. Nu știu cum o să stea. Se va arăta. Nu se leagă. Se petrec colțurile. Deci se petrec colțurile. Le puteți vedea din spate, domnilor? O mutăm pe ea, altfel, ca să vadă lumea. Mai fac o dată? Da, haideți un pic... Deci se petrec colțurile. Da. Se mult mai bine decât dacă se face nod. Că nodul deranjează la spate. Și după aia se pun în interior ciucurii, în așa fel încât, asta era important, să se vadă florile. Da. Păsturile astea au apărut în port odată cu migrația în Statele Unite. Da. Când veneau din Statele Unite acasă, aduceau lucruri care erau ușor de adus, dar în port valoroase. Da. Și ceea ce au introdus atunci în port au fost aceste păsturi și șnururile de la crătințe, da, care erau împletite cu mătase și fir de argint. Da. Și din momentul ăla femeile au început să le poarte legate și atârnate peste crătință să se vadă că aveau șnururi valoroase. Da.
Deci colțul drept, colțul stâng, nu? Care vine înfășurat să se vadă florile, este pus deasupra. Amândouă colțurile. Așa, amândouă. Să spuneți ca să vă uit, să primiți dumneavoastră. Asta e un pic mai mare decât. Da, e capul mic și păstura mare. Dar se folosau și păsturi mai mici? A, nu. Să se vadă floarea. Să se vadă floarea. Fie se răsuceau, fie se puneau așa. Ascunse după. Se prindeau tot timpul ca un fel de colac, așa. Da. Deci asta era... Asta așa. E bine. Asta e cu cunună. Așa, așa purtau femeile la o anumită vârstă. Conciul făceau bătrânele. Și îl făceau întorcând colțul ăsta rămas liber și băgat așa după. El făcea mai, aici îl făcea, mai... Și așa stă. Acum, asta e mai moale. Da. Deci îl aranjez cumva așa, asta dacă e păstura mai groasă, în momentul în care îl pun, se așează singur conciul. Așa. Rămâne așa. Asta era, doar un colț. Da, ce frumos! Și femeile care erau văduve purtau păsturile fără flori, dar purtau cunună și purtau conci. Hai să facem un pic așa cum ați făcut dumneavoastră. E mai sus. Așa, ceva, așa. Așa cum să știți că foloseau și ace. Noi n-am... Erau niște ace cu floricele... Eu zic așa... E bine, Alina? Bine? A? Aici ar trebui un ac. Dă-le cu gău. Așa. Orice fel de ac. Uite acolo pe... Da. Să ischea... Ia mângeanță? Da. Da. Așa e, la urmărie, pictură. Să dăm o lumânie. Nu ne-am gândit, ar fi să... S-a filmat. Nu, să filmă cu ea, să-l vadă dânsă. Nu ne-am gândit. Mai veni sau... Ia. Ea chiar ne-a demonstrat când a făcut singură. Ea ne-a făcut, dar vezi că n-a mai reușit să... Da. Dar doamna Grancea ne-a arătat foarte da. Bine. O abrigeancă cu alta abrigeancă. Nu? Ia stai lângă ea. Stai aici lângă ea.